Aflăm în microionul numărul 2 din municipiul Târgoviște sau în cartierul Matei Basarab. La această conferință de presă, alături de noi, executivul primăriei Târgoviște, participă și domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Corneliu Ștefan, căruia vreau să-i mulțumesc pentru participare și mai vreau să-i mulțumesc pentru un lucru. Pentru faptul că ieri, în cadrul ședinței de Consiliu Județean, a fost suplimentată finanțarea Consiliului Județean Dâmbovița pentru centura municipiului Târgoviște cu 1 milion de lei. Mai exact, este vorba de tronsonul care vizează pasajul rutier de la Petru Cercel și sper că anul acesta să finalizăm acel pasaj și, bineînțeles, întregul tronson de drum de acolo și să putem să vorbim despre centura municipiului Târgoviște ca de un proiect de succes. De altfel, acolo lucrurile merg foarte, foarte bine. S-a asfaltat și strada Cornel Popa, se lucrează și la pasarela de acces pe Mihai Bravo dinspre strada Gimnaziului. Despre acest subiect cu altă ocazie. Astăzi, spunem, suntem în cartierul Matei Basarab, aici unde administrația locală târgovișteană derulează un proiect de amenajare și de reabilitare a acestui cartier. Este vorba de o investiție de aproximativ 20.000 de metri pătrați. De asemenea, o investiție prin care se transformă radical acest cartier. Este vorba de străzile Cernăuți, Soroca, Prutului, Hotin și Nistrului. O investiție care va fi finalizată anul acesta, începută undeva în vara acestui an. Acest cartier, care nu a cunoscut asemenea investiții de modernizare de o asemenea amploare. Însă aceste intervenții pe care noi le facem nu se opresc aici. Anul viitor va fi un an record din acest punct de vedere. Avem lucrări finanțate din foarte multe surse. Să începe cu proiectul pe fonduri europene. Probabil anul acesta vom reuși în aproximativ o lună de zile să semnăm contractul de execuție de lucrări pe proiectul privind reabilitarea transportului public. Acolo intră și câteva coridoare de transport și aici mă refer la Bulevardul Mircea cel Bătrân, mă refer la Bulevardul Regele Carol, mă refer la Strada Gării. De asemenea, pe fonduri de la bugetul local vom avea în derulare câteva proiecte importante. Cu titlu de exemplu aș da Bulevardul Independenței, Calea Domnească, străzile din microionul numărul 9, străzile din microionul numărul 5, investiții prin care municipiul Târgoviște se va transforma și pe aceste zone, toate zone care nu au mai văzut de foarte, foarte mult timp intervenții substanțiale de modernizare. Dacă este să ne gândim la lungimea acestor străzi, discutăm de peste 30 de kilometri de străzi care urmează să intre în reabilitare. Repet, cele mai multe vor intra în lucru anul viitor pe baza unor contracte de execuție care se vor încheia fie anul ăsta, în următoarele 2-3 săptămâni, sper să reușim să semnăm contractul pe ceea ce înseamnă reabilitarea transportului public, fie anul viitor, în prima parte a anului, astfel încât odată cu începutul primăverii să putem să intrăm la execuție și să, repet, să transformăm acele zone. Nu este ușor. Pe de o parte, din cauza unui buget destul de mic pe zona de investiții, nu ne putem permite foarte, foarte mult și de aceea cele mai multe sume pe care le utilizăm sunt sume atrase. Am și început conferința de presă mulțumindu-i domnului președinte al Consiliului Județean pentru că efectiv sumele care ne sunt acordate dinspre Consiliul Județean ne ajută foarte mult.
Și sper ca și pentru anul viitor să identificăm un proiect, să identificăm un proiect important pe care să-l, pe care să-l finanțăm în cadrul unei, în cadrul unei asocieri, astfel încât să putem să, ca împreună, să putem să realizăm și proiecte de o anvergură mai mare pe fonduri locale, ca să spun, ca să spun așa, în afară de proiectele pe fonduri, pe fonduri europene. Ca și o concluzie, în paralel cu proiectele, cu proiectele mari, cu proiectele pe PNDL, cu proiectele pe fonduri europene, vom continua aceste intervenții în cartiere, aceste intervenții punctuale care au, care au modificat într-o măsură, într-o măsură importantă infrastructura din cartiere. Reamintesc că în ultimii 3 ani s-a intervenit în microiul numărul 5 și a fost reabilitat aproape integral acel cartier. S-a intervenit în microiul numărul 3 și a fost reabilitat de asemenea integral acel cartier. S-a intervenit în microiul numărul 9, s-a intervenit în microiul numărul 4. De altfel, microiulele numărul 9 și 4 vor beneficia de asemenea de lucrări, de lucrări importante. Avem două investiții care sunt în faza de proiectare în acest moment, iar în primăvară vor intra în faza, în faza de execuție. Eu vă mulțumesc foarte mult, Cornel, dacă vrei să ne transmiți câteva gânduri. Da, în primul rând vreau să vă spun și bună dimineața și mulțumesc domnului primar, celor doi viceprimari și administratorul public al municipiului Târgoviște pentru această invitație. Așa cum a spus domnul primar al municipiului Târgoviște, parteneriatul pe care noi, prin prisma Consiliului Țean Dâmbovița, îl avem cu primăria municipiului Târgoviște, a luat, va continua cu siguranță și în anul 2021 vom avea și alte proiecte pe care noi le vom face împreună pentru municipiul Târgoviște. Ieri a fost un mic pas pentru un proiect important al municipiului Târgoviște, pentru centura municipiului Târgoviște, și sunt sigur că în anul 2021 vom avea și alte proiecte, iar cel mai important proiect, și o spun astăzi la prima conferință de presă împreună astăzi la, în municipiul Târgoviște, va fi inelul 2 de centură. Este un proiect major pe care trebuie să ne-l asumăm cu toții pentru locuitorii municipiului Târgoviște și, nu în ultimul rând, pentru județul Dâmbovița. Încă o dată vreau să vă asigur în numele Consiliului Țean Dâmbovița de toată susținerea și vom continua toate proiectele pe care le avem în comun. Mulțumesc mult! Bun, mi-am reținut foarte bine, da? Anul viitor avem un proiect major pentru, pentru municipiul Târgoviște. Pe care l-am asumat și cu siguranță... Da, într-adevăr, inelul 2 de centură este un proiect care va trebui însă să intereseze mai multe unități administrativ-teritoriale și sunt convins că vom reuși să ne capacităm și să asigurăm un inel de centură care să ocolească într-adevăr municipiul Târgoviște, pentru că în acest moment centura tinde să devină un drum, tinde să devină un drum interior în foarte multe, în foarte multe zone. În orice caz, în acest moment suntem aproape de a finaliza centura municipiului Târgoviște, iar centura arată foarte bine.